Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Răzvan! Am ajuns la stânca Sfânta Ana în Sinaia, locul preferat de alpiniști. Ei sunt inițiați aici în acest sport. Cât de greu este să te cațeri pe o stâncă și de câte ore de antrenament ai nevoie, ne spune Andrei Pintenaru, ghid montan. Bună dimineața! Bună dimineața, neața, Răzvan și Dani! În primul rând, povestește-mi puțin, te rog, despre echipamentul meu, că văd că sunt foarte echipat. Am și cască, am și ham. Da, în primul rând, când venim la alpinism, vorbim de ham, coardă, obligatoriu cască, dispozitivul de coborâre și niște carabe pentru asigurări. Da? Fără ele nu putem să ne inițiem în alpinism. Văd și un grup de copii aici. De la ce vârstă pot începe copiii? De la 4-5 ani, copiii cu capacitate motrică medie, pot urca, pot veni în taberele cu specific și se vor distra cu siguranță. Este activitatea lor preferată în tabere? Da, aici este și un pic de adrenalină, este frumos, ne petrecem timpul în natură și de ce nu să aducem cât mai mulți copii afară din casă. Am văzut niște copii coborând în rapel, nu? Ce înseamnă asta? Rapelul... Plecăm din două puncte fixe pe o coardă, cineva ne filează de jos, întâi trebuie să ne cățărăm până acolo la punctele de regrupare, apoi vom coborâ ajutat de persoana de jos să ajungem la bază. Dacă nu am experiență deloc, dacă nu am mai făcut asta niciodată, cât de greu îmi va fi? O să-ți fie un pic greu, îți vor amorți un pic mâinile, dar cu siguranță vei încerca din nou. Este periculos, spune. Da, este periculos. Chiar un coleg de-al meu luna trecută a plecat dintre noi și trebuie să avem mare grijă. Ne putem accidenta, de exemplu, nu știu, eu, copii, dacă încercăm? Nu. Suntem asigurați de jos, de o persoană specializată. Aici se lucrează doar cu ghizmontane autorizați ca să nu fie niciun fel de pericol. Vreau să stau de vorbă și cu doi copilași. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine? Eric. Și câți ani ai? 5 ani. Și ai mai urcat vreodată pe o stâncă? Da. Și cum a fost? Frumos. Da? Ce-ți place? Ce ți-a plăcut? Nu ți-a fost frică? Nu. Nu? Deloc? Nu. Și acum o să încerci, o să ne arăți și nouă? Da. Da? Mulțumesc mult! Stai, stau de vorbă și cu prietenul tău. Bună dimineața! Bună pe dimineața. Tine cum te cheamă? Sherman. Și câți ani ai? 11. Și te-ai mai cățărat vreodată pe o stâncă? O dată. Și cum a fost? Fain. A fost... Ești în tabără aici, nu? Nu. În vacanță cu părinții? Nu, pe final. De aici. Ești de aici. Da. Așa. Și cum e? Nu ți-e frică? Nu, nu. Nu, niciodată nu ți-a fost teamă să te urci pe stâncă? Nu. Nu? Nu. Crezi că mie o să-mi fie greu să mă urc? Nu știu. Dar nu ți-e frică dacă o să scadă vreo piatră în cap, ceva, n-ai avut... Nu. Nu? Ok, hai să vedem dacă reușesc și eu acum. Andrei, tu ce zici? O să încerc să... Mă cațăr și o prima dată. Trebuie să spun că am mai escaladat de fapt un perete odată, dar în București s-a întâmplat lucrul acesta. Acum o să încerc aici, pe stâncă. Da, o să începem ușor. Prima dată trebuie să-ți explic câteva mișcări de bază, acolo la perete, și după aia cățărarea propriu-zis. Ok, hai să încercăm atunci. Până atunci eu o să le dau legătura băietilor la mare, Răzvan, Dani, înapoi la voi, iar eu o să încerc acum să mă urc pe această stâncă. Liniște și